Blocurile de locuințe din municipiul Buzău au majoritatea fațade triste și reci. Luând exemplul altor orașe din țară, edilii s-au gândit să mai înveselească orașul și să acopere griul cimentului cu lucrări de artă urbană. Buzoienii sunt nemulțumiți de acel gri cenușiu comunist și e o expresie din ce în ce mai uzitată. Vrem ca acolo unde este cazul sau unde putem identifica astfel de spații să venim cu acest concept de artă urbană și să pictăm acele suprafețe împreună cu elevii de la liceul de artă. După cum știți, domnul primar a lansat o temă de proiectare pentru amenajarea intrării dinspre Ploiești, ceea ce numim bariera Ploiești. Acolo vrem să venim cu un sens giratoriu, cu reabilitarea infrastructurii rutiere și probabil unde vom găsi o suprafață care se pretează unui astfel de concept de artă urbană, să apelăm la sprijinul elevilor și al profesorilor de la liceul de artă. Elevii și profesorii de la liceul de arte Margareta Sterian sunt încântați să dea o mână de ajutor la înfrumusețarea orașului. Au început chiar să se antreneze, pictând povești colorate pe pereții blocurilor unde sunt locuri de joacă pentru copii. Este un sentiment minunat, nu încă și noi am fost copiii cândva și chiar mi-ar fi plăcut ca pe atunci să avem pereți pictați în zona parcurilor. Cât de greu este să execuți un astfel de desen? Îți trebuie școală multă? Da, îți trebuie exercițiu și să fii atent la ce faci. Nu poți să dai în grabă că strici. Vreau să urmez facultatea de la Iași pe pictură murală sau monumentală. Încă nu m-am hotărât și prin exerciții ca acestea mă ajută oarecum. În primul rând să fie o temă iubită de copii, să o cunoască copiii și cei care nu o cunosc o cunoaște cu siguranță. Este în primul rând noi trebuie să atragem copiii către artă, către frumos și în al doilea rând să avem un Buzău mai colorat. Cu toții ne-am dorit un oraș mai colorat și mai vesel, iar inițiativa primăriei nu poate fi decât bine primită. Începutul este întotdeauna mai dificil, dar peste an Buzăul ar putea deveni o atracție turistică și pentru arta urbană care îl va scoate în evidență. Wow, mi s-ar părea ceva foarte interesant, având în vedere că în alte orașe există astfel de locuri care chiar aduc un plus orașului și mi-aș dori să văd așa ceva în orașul meu. Dacă fațada nu este preparată corespunzător, nici culorile noastre nu vor sta acolo. Așa că este o tehnică de al seco, să zicem noi, care rezistă foarte mult în timp, deci va dăunui sute de ani. Și o restaurare a patrimoniului cultural, cu să ajungă să fie de patrimoniu, va fi peste vreo, să zicem, 50 de ani. Dacă nu cade blocul. Probabil că la început doar buzoienii care locuiesc în zona porților de intrare în oraș se vor putea bucura de schimbarea la fața a blocurilor. Deocamdată copiii vor fi cei mai fericiți pentru că locurile lor de joacă înfloresc pe zi ce trece.